Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru biblic asupra misiunii lui Dumnezeu și asupra misiunii mele, și avem astăzi subtitlul Misiunea pentru aproapele meu. Am văzut și suntem convinși că misiunea lui Dumnezeu este și misiunea noastră. Trebuie să ajungem la aproapele nostru ca să-i aducem soluția. Dar pentru aceasta trebuie să-i arătăm înșelarea de sine. Avem ca ajutor, experiențele omului, trăirile negative, bolile, legea, ca el să-și vadă eroarea pentru că apoi să o poată înlocui cu adevărul. Trebuie să-i atragem atenția că responsabilitatea este doar a lui pentru a face această schimbare, aplicând oferta divină, care se poate face doar printr-o schimbare interioară, prin credință. Pentru aceasta trebuie să cunoaștem omul. Dar înainte să cunoaștem omul, trebuie să cunoaștem legea cu care fiecare om funcționează. Acel element al dragostei pe care trebuie să-l iau, ca apoi să-l dau mai departe, și trebuie să-l iau din Dumnezeu ca să-l pot da aproape lui meu. Trebuie să cunosc funcțiile și nevoile și de unde le pot satisface. Trebuie să cunosc problema ființei umane și trebuie să cunosc cu ce și cum poate fi remediată. Fără aceste cunoștințe, misiunea misionarilor este condamnată la eșec. Și avem destule exemple, și un exemplu biblic, care vreau să arăt ce înseamnă când mergi la lucru cu motivația greșită. Dragostea are interes maxim pentru celălalt. Egoismul are și el interes maxim, dar îl are în celălalt. Pentru Sine, dar pentru că este necunoscut motivația, pentru că este subconștientă, noi nu ne dăm seama când suntem în dragoste sau când suntem în egoism. Pentru că ei sunt foarte apropiat, așa zis, deși sunt lumi între ele și se contrazic când ai interes pentru sau în celălalt. Dar necunoscând ce se întâmplă în interiorul inimii noastre, noi putem fi foarte înșelați. De aceea trebuie să ajungem să vedem prin felul nostru de a acționa că noi suntem în iubire sau în adevăr. Deci atunci când exercităm dominare, când facem frică, când frica este aceea care îi face să-i motiveze pe oameni, vezi că dacă nu faci aia, se întâmplă asta. Cum facem în medicină? Medicina este o știință care lucrează în principal cu frică, pentru că lucrează cu necunoștință. O s-ar putea să fie asta, o s-ar putea. Și atunci, omul este doar controlat de frică. Și, din păcate, așa funcționează și misionarismul omului. Pavel, care avea foarte mare interes în mântuirea uh, neamului său. Și noi avem interes să ne mântuim neamul și copiii. Dar iată ce spune el, ce mărturie le dă. Capitolul 10, 1 la 3. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Și putem pune în fel locul izraeliților mama, tata, copiii, fratele, sora, soțul, soția. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Ce înseamnă râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere? Adică fără cunoștință. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprienirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprienire a lor însăși și nu s-au supus astfel neprienirii pe care o dă Dumnezeu. Ei nu înțeleg sunt în necunoștință de cauză, au intenții bune, merg înainte, dar nu înțeleg ce se întâmplă în inima lor. De ce atunci când funcționăm și facem cuiva frică sau noi avem frică că ei s-ar pierde sau eu ciște, atunci nu avem motivația corectă. Când trebuie să constrângem pe cineva, când nu putem să-i dăm libertatea să facă ce vrea El, atunci suntem în minciună, în egoism. Când ne mâniem că oamenii nu ne ascultă și când condiționăm, atunci ne dăm seama că misionăm, dar misionăm în nepricepere. Când noi dovedim că lăsăm libertate completă celuilalt, atunci dovedim că avem dragoste pentru celălalt și nu pentru noi. Impunerea binelui este așa o ispită de puternică încât nu vedem că este păcat. Pentru mine este păcatul cel mai profund, pentru că e cel mai necunoscut, cel mai nepriceput. Când tu vrei binele, de fapt, fac, faci răul. Pentru că ai toate intențiile bune pentru mântuirea celorlalți, dar n-ai pricepere, n-ai cunoștință cum lucrurile funcționează. Și egoismul încearcă să fie indiferent când alții îl supără și se detașează, încetează orice relație, dar aceasta nu-l face iubitor. De aceea Dumnezeu a făcut așa încât atunci când noi exesăm dragoste față de aproapele, aceasta ne dă putere trupului și viață să trăim. De aceea Biblia spune, dragostea este împlinirea legii. Adică atunci când omul exercită dragoste, el împlinește legea. Dar dacă misionarul în misiunea lui exercită egoism, adică funcționează cu elemente de origine umană sau chiar diavolească, ce rezultat va avea el? Și Iisus le-a spus celor din timpul lui, a zis, și voi mergeți și faceți către unul pe unul să fie urmașul vostru, dar după aceea el este nenorocit pentru că îl constrângeți. Lecțiunea noastră vorbește despre aproapele nostru. Misiunea către aproapele. De aceea întrebarea cine este aproapele meu este hotărătoare să o răspundem și să înțelegem ce și cum funcționează legea. În timpul Domnului Hristos, oamenii credeau că ei țin legea. Și sus a trebuit să le dovedească că ei nu țin. Nu te-a așteptat de la un preot să țină legea? Nu te-a așteptat de la un Levit să țină legea? Care îți predică și care nu te-a. Da? Să țină legea. Pentru că lucrul e foarte clar. Și vrem să citim în Luca, la capitolul 10, de la versetul 25. Un învățător al legii, deci un, un așa a zis, a, avocat, s-a scolat, să-i spitească pe Iisus și a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Deci întrebarea cum este scrisă și în lecțiune, este întrebarea întrebărilor, adică ce să fac ca să am viața veșnică? Este o întrebare hotărătoare? Eu cred că da. Ce să fac? Și Iisus răspunde. Și metoda lui este fenomenală pentru că el nu te răspunde la întrebări, ci te pune ca să îți dai tu seama. Pentru că asta e cea mai bună metodă de educație. Să nu-i spui a, fă, fă, asta și asta. Iisus e foarte da, înțelept când zice ce este scris în lege? Cum citești în ea? Cum citești în ea? Legea îți spune ce să faci ca să ai viața veșnică? Absolut că legea spune. Pentru că împlinirea legii este viață. Iată ce răspunde omul a legii. Și din toată legea aceasta de, de cinci cărți a lui Moise, el scoate esența. Și noi știm că și Isus a fost odată întrebat: Ce este prima lege? Și omul acesta, exact acest lucru spune: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. A spus-o bine? A spus-o perfect. A citat-o. Din cuvântul rostit de Dumnezeu în lege. Și acum, ce spune Isus? Bine ai răspuns, a zis Isus. Fă așa și vei avea viața veșnic. Fă, fa, așa și vei avea viața veșnic. Simplu, nu? Adică, viața veșnică depinde de dragostea mea pe care o am față de aproapele. Da? Da, așa zice. Și pe aproape tău ca pe tine însuți. Pentru că Biblia și legea și veșnicia este condusă de această lege altruismului. Să nu poți face nimic pentru tine însuți. Și acum cunoaștem cu toții parabola, pilda pe care Iisus o spune, care este pe baza unei, unei întâmplări care a avut loc. Dar spune acolo pe doi oameni care sunt ai lege, așa zis, preotul și levitul. Ei proclamă în biserică, ei sunt, așa zis, angajații, profesioniști. Și când îl văd pe acest om care a căzut între, între hoți, care a fost bătut și lăsat jumate morte în urmă, ei trec pe lângă el. O, trebuia să fi lovit puternic pe farisei și pe cărturar când au auzit că preotul și levitul nu are grijă de cel rănit. Dar vine un păgân, un samaritean, care era dușmanul lor, nici, nici, nu vorbeau evrei cu, cu samaritenii, pentru că era erau oricum pierduți. Focul veșnic îi aștepta. Și iată că trece un samaritean. Îl vede, îl îngrijește, îl ajută, îl duce chiar la spital. Adică la un loc de unde se poate reveni. Și plătește pentru el. Și zice, dacă mai rămâne și nu ajunge banii ăștia când vin data viitoare, ți le plătesc. Jesus pune întrebarea la sfârșit acestui om al legii, versetul 36. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între trăhari? Adică, cu alte cuvinte, cine dintre aceștia trei a împlinit legea? Cine a împlinit-o? Pentru că trebuie să iubești aproape tău ca pe tine însuți. Să împlinești legea? Cine? Cel ce și-a făcut milă cu el, nici măcar nu i-a putut spune numele de samaritean. Dar omul legii a răspuns corect. Cel ce și-a făcut milă cu el. Ce a răspuns Iisus? Du-te, de și tu la fel. Tu și fă! Nu este frumos sau este interesant că atunci când cineva vine la Hristos și îl întreabă ce să fac să am viața veșnică, el îi răspunde să țină legea? Adică să-ți iubești pe aproapele? Același lucru îi răspunde tânărului bogat. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Iisus răspunde ce spune legea și arată tot partea a doua a legii, cea care se referă la aproape. Și pentru că să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți, este în legii. E dovada că ești în adevăr. Care e scopul legii? Legea are scopul să ne descopere să vedem cum funcționează ființa noastră și cum funcționează totul în acest univers. Legea ne este oglindă să ne putem vedea pe noi înșine. Pentru că dacă ea ne condamnă, suntem condamnați. Dacă ea nu ne condamnă, suntem în viață. De aceea Biblia zice, cel care o împlinește, trăiește prin ea. aceea, legea a fost făcută să ne descopere incapacitatea noastră pe de-o parte și să ne trimită, cum a zis Pavel în Galaten, să ne fie, să ne trimită la Hristos. Iisus Hristos le explică oamenilor. Ținerea legii e necesară pentru mântuire. E E dovada neprihenirii care o avem prin credință. De aceea, o întrebare hotărătoare este, cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu? Și răspunsul este foarte clar. Toți cei care sunt în jurul meu, toți pe cei care i-a creat Dumnezeu, toți cu care vin în contact, sunt aproapele meu. De aceea, îmi place legea pentru că aproapele în lege n-are nume. N-are nume. De ce? Pentru că nu trebuie să împlănească nicio condiție să-l iubesc. Mă bate, mă înjură, mă minte, mă abuzează, orice ar fi. Trebuie să-l iubesc. Cum să o fac? Trebuie să-l iubesc. Dacă nu cunoaștem legea, nu avem nicio șansă niciodată să împlinim. Dumnezeu ne-a făcut să fim un canal. Adică, iubirea să fie mijlocul prin care noi funcționăm. Așa cum ne-a făcut să funcționăm fizicul oxigen, care trebuie să luăm din aer, inspirându-l, cu apa pe care trebuie să o bem, el ne-a dat capacitatea să bem, dar nu putem face apa ne-a făcut capabil să inspirăm, dar nu ne-a făcut capabil să facem oxigen. Tot așa este și cu dragostea. Ea poate doar din Dumnezeu inspirată, adică trebuie luată de acolo, ca apoi să se ofere aproape lui. Știți, dacă nu vedem prima parte a legii, nu avem cum niciodată să împlinim a doua parte. Dar a doua parte este cea care este vizibilă. Prima nu e vizibilă, de aceea dovada că eu sunt în adevăr este iubirea față de aproape. De aceea, dacă misiunea noastră a fost făcută să mergem la aproapele nostru, trebuie să știm cu ce iubire mergem la el. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Pentru ce? Să dai sau să iei? Și acum, din datorită erorii noastre, noi credem că capacitatea de a iubi include și iubirea. Și nu vedem că capacitatea de a iubi nu include iubirea. Iubirea este elementul care noi, prin capacitatea de a iubi, o luăm și îl dăm. Iubirea este informația, e cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să luăm de la El, prin care noi putem să iubim aproapele. Toți oamenii care citesc Biblia, sau să zic aproape toți, cred că atunci când Dumnezeu spune aici să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră și așa mai departe, cu toată ființa noastră, că este să-i dăm ceva. Și atunci ei se chinuie, pentru că ei cred că poate să dea ceva lui Dumnezeu. Ei nu văd că Dumnezeu este acela care furnizează elementul, informația, iar eu doar îl mestec și îl dau mai departe. Pentru că n-am înțeles ființa noastră că pentru a iubi ne trebuie două acte, cum ne trebuie și la băut, luatul și datul, l-a respirat, inhalatul și datul mai departe și expirat. Dacă nu înțelegem că orice faptă include două acțiuni, nu înțelegem legea. Prima și cea mai importantă lege, Hristos a spus, să îl iubim pe Dumnezeu, dar îl iubim pe Dumnezeu pentru a lua din el, al mânca. El este pâinea noastră, este apa noastră. Nu putem să-i dăm lui Dumnezeu nimic, dar suntem dependenți de El cu tot ceea ce suntem. Pentru că viața noastră depinde de iubire și de elementul acesta care doar din El îl putem lua. Și dacă eu îl iau din Dumnezeu, ceea ce este primul act, atunci darea la aproapele meu al iubirii este absolut clară. Ea dovedește că eu iau din Dumnezeu. Și Dumnezeu a mai pus o dovadă în trupul nostru. Atunci când noi iubim pe aproapele, puterea de viață intră în trup. Pentru că iubirea de aproapele este iubirea de sine. Vedeți, noi citim aici în Biblie și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru că Biblia pleacă de la ideea că oricum pe noi avem grijă de noi. Egoismul pe sine se are în centru. Acum oamenii vin zice, am o problemă cu iubirea de sine. Nu ai niciodată o problemă cu iubirea de sine. Pentru că iubirea de sine nu există. Este iubirea de aproapele care este iubirea de sine. De aceea Pavel explică legea frumos când zice, cine își iubește soția, el este acela care se iubește pe sine. Și Dumnezeu mi-a dovedit acest lucru în cabinet fiecare zi. Iubirea de aproapele este iubirea de sine. Adică când eu iubesc pe aproapele, trupul meu este sănătos. Când nu pot să iubesc pe aproapele, trupul meu este bolnav. Și nu pot iubi pe aproapele pentru că nu sunt legat de Dumnezeu. Deci viața, veșnicia, depinde dacă îl iubesc pe aproape. Ceea ce dovedește că iau iubirea din Dumnezeu. Iluzia că noi suntem o sursă, că suntem Dumnezeu. Nu trebuie să iau. Nu trebuie să iau. Dacă nu trebuie să iau, eu doar dau. Dau la aproapele, la oameni, evident, ca să primesc, dau la Dumnezeu, tot ca să primesc. Și nu văd că aceasta este o iluzie și ceva inexistent. Nu merge. De aceea oamenii se chinuie să-L iubească pe Dumnezeu. Zice, iubește pe Dumnezeu din tot sufletul tău, din toată lumea ta. Da, noi avem capacitatea de a iubi, să știți, dar nu avem mijlocul. Și a iubi pe Dumnezeu înseamnă a, a asimila mijlocul. Și a iubi pe aproapele este să-L dai mai departe. Și pentru că spiritul nostru este înaintea trupului nostru, Trupul nostru dovedește iubirea și împlinirea legii sau călcarea ei. A făcut-o Dumnezeu frumos să o înțelege? Problema tuturor problemelor omenești este că locul de conectare la om este inversat. În loc să fie la ieșire din canal, noi avem pe oameni la intrare și nici măcar nu suntem conștienți de acest lucru. Nu suntem conștienți de acest lucru. Orice problemă în. Căznicie sau în orice relație vine pentru că ne-am ne inversat și nici numai car nu știm că suntem greșiți. De aceea mă pun pe mine aici și fiecare să se pună cu poza lui acolo. Noi ne-am născut în firea păcătoasă, că noi suntem Dumnezei, de aceea nu avem nevoie de Dumnezeu, de aceea am pus pe mama, pe tata, pe soție, pe copii, pe toți acolo la intrare în spiritul nostru și așteptăm ca să primim de la ei dragostea. Noi nu vedem că de fapt o luăm de la ei. Cumplită eroare. Noi luăm de la ei și dacă iau de la ei disarmonie, ceea ce am făcut din copilărie, dau mai departe disarmonie pentru că n-ai cum să dai mai departe decât ceea ce ai luat înainte. Și atunci trupul dovedește că eu sunt în călcarea legii, în disarmonie, pentru că nu pun putere în trupul meu iubindu-mi pe aproapele cu iubirea divină, ci îl iubesc pe aproapele cu iubirea pe care o iau de la el. Și dacă el nu mă iubește, nu-l pot iubi nici eu. Dacă el mă minte, nu-l pot uh, iubi pentru că mă minte. Trebuie să mă răzbun, trebuie să mă supăr pe el. Cumplită eroare. Cumplită situație dificilă. Pentru că noi ca oameni nu ne vedem și ne cunoaștem realitatea. De aceea să știți, noi trebuie să ținem legea. E o condiție. Pentru că trăim, trebuie să inspir. E o condiție de viață să inspir. E o condiție de viață să beau. E o condiție de viață să iau dragostea lui Dumnezeu și să o dau mai departe să trăiesc. Nu există schimbarea condiției. Ea este acolo. Exercitarea iubirii este a mea. Nu este a nimănui altuia. De aceea sunt responsabil. De aceea Iisus putea să-i spună acestui om, fă și vei trăi. Pavel spune în Galaten și oriunde amintește regea, cine o ține trăiește prin ea. Dar trebuie să vedem condiția în care suntem, că noi nu putem să o ținem pentru că trăim într-o iluzie. Și acum harul ne aduce să recunoaștem iluzia, să recunosc autoamăgirea. Și trebuie să o văd pe baza trupului meu că sunt înșelat și nu pot iubi. Ca să mă duc la cruce, să merg la Hristos, pentru că legea mă trimite la cruce. Nu există alt loc unde mă trimite legea decât la cruce. Pentru că trebuie să mor pentru ca să am viața lui Isus și prin viața lui Isus, eu, nu Isus în mine, eu îi pun pe oameni la o parte și iau din Dumnezeu. Pentru că nu m-a pus Isus să inspire El pentru mine. Nu m-a pus Isus să bea în locul meu sau să gândească în locul meu. El îmi furnizează prin viața Lui. Eu am conexia prin credință cu Tatăl, de unde pot să iau iubire câtă vreau, ca să o dau oricăruia care este în jurul meu, ca apoi să trăiesc. Mama mea, Tatăl, soție și toți trebuie să ajungă la ieșirea din canal. Dar aceasta se întâmplă doar dacă înțeleg starea în care m-am născut. Legea, condiția de viață, condiția vieții veșnice nu se schimbă niciodată. Cine nu iubește, nu poate trăi. Cine nu-și iubește aproapele, trebuie să moară. E o condiție de mântuire, de veșnicie. Ea trebuie împlinită. Și dacă cineva este în adevăr, el o împlinește. Pentru că cunoaște pe sine, cunoaște dependența sa de Dumnezeu și cunoaște independența de aproape. Și când dă această iubire, el trăiește. De aceea cei care vor ajunge la desăvârșire, complet în adevăr, trebuie să fie la urmă și sănătoși. Pentru că ei trăiesc din iubire și în trupul lor, așa cum în trupul lui Hristos, niciodată n-a fost pus o singură, Element negativ, un singur curent electric negativ, pentru că el întotdeauna a trăit din Tata și a lucrat pentru Tata și a dat mai departe ceea ce a luat din Tatăl său. Toate conflictele interpersonale sunt rezolvate când suntem în adevărul despre noi. Da, legea trebuie împlinită, dar ea nu poate fi împlinită în felul cum ne-am născut. De aceea ne trebuie o, o moarte pe cruce, ne trebuie o, o viață nouă, în care legea nu poate fi călcată. Pentru că, în adevăr, legătura cu Dumnezeu și darea mai departe a iubirii sale aproape lui este cel mai natural lucru. Pentru că, în adevăr, n-ai cum să greșești. În adevăr, iei iubirea din Dumnezeu și o dai mai departe. Ce fel de misionar vrem să fim? Misionar care știu problema omului. Știu, pe de o parte clar, că legea trebuie împlinită și știu care este condiția pentru ca legea să poată să împlinită. Viața nouă a lui Hristos, răstignirea în întâi a vieții vechi, e singura cale ca să fim noi mântuiți. Și dacă noi nu suntem mântuiți în sensul că avem adevărul despre noi, cum putem să mergem în misiune? Ce misionar suntem noi atunci? Un misionar trebuie să trăiască din Dumnezeu și să-și ofere toată iubirea care o ia din Dumnezeu, care nu vine la el, pentru că el e conștient că nu oferă nimic de la sine. Dar El oferă, El merge. Pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu, ca noi să trăim din ceea ce facem noi, adică iubirea care o luăm, o dăm mai departe, este viața. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.